Bună ziua, prieteni, bună ziua tuturor, am revenit și noi. Bună ziua, Bobiță. Bună ziua. Iar tu făcuși cu cola, iar. Iar, nu mai arăta cola, ai văzut că prietenii să nu mai bei cola, că nu-i voie. Prieteni, noi suntem acasă și suntem așa mai bine și ori e luni, ar trebui să începem mai bine de luni. Ce-am făcut luni? Ca de obicei. Bine, te-ai lovit la bicicletă, stai până te înveți. M-am zis că mă duc la farmacie să iau leucoplasul de ea, să-i pun acolo pe Bobiță, dar am uitat. Și o scoatem gunoiul luni, ca de obicei. Ce să facem? Mama, am vorbit cu ei mai binișor și cred că s-a dus Silvia. Acum eu n-am putut să merg acum pentru că am avut altceva de făcut. Am avut altă treabă de dimineață. Prieteni, vreau să vă arăt că eu am făcut o varză albă. Albă, cu potoaie de ăștia. Acum am băgat și ardeiul ăsta gras. Am băgat felidafi, pepoate, puțin cimbru, am călit morcovul de prima dată. Am călit carnea, am prăjit-o, carnea de pui. După aceea am luat varza, că n-am mai arătat, trebuie să-i la Leonardo. Am făcut varza așa. Cum să spun, am tocat-o mărunt. Am pus un pic de oțet roșii, sare, și am uitat-o așa într-o tavă rotundă, ca să nu fie așa voluminoasă, pentru că dacă faceți așa să mai. Și trei roșii mici am pus. Și ce mai pun eu acum la varză, după ce varza e făcută și toate astea, am fiertut așa puțin afumătură de asta de picior. Am fiertul din nou, are un pic de sare. Nu are deloc. Și acum punem deasupra. Trebuie așa un pic de căniță de asta, de jambon, cum zice Leonardo că e jambon. Jambon, zicea aseară. Foarte puțină, ca să-i dea gustul ăla mai bun la varză. Și... acum, îți dau de ăsta fiert. Poate la spune. Mai iau o bucată. Mai iau una, ușoric. Dar să nu mai cu pâine. Nu mai cu pâine, mănâncă și tu așa. Nu mai are pâine sare, nici afumătură, nimic. Îl făcură prea nesărat, iarbă. Ia. Prieteni, el a mâncat și varză albă, a mâncat cu sare, foarte mult i-a plăcut cu sare. Și mai avem o varză. Nu mă zi, îmi place cum e sărat. Uitați, prieteni, am mai oprit una pentru a face salată. Cu salată de aia greșească, bun. Bă, ce vrei, am bun de la săratul, vrei? Lasă sucul ăla. Gata, mai lasă. Salată greșească. Atâta o să umblăm cu piciorul ăsta. Uitați pe ce îmbunătate. Să stai un pic. Dar e tare și nu prea ai dantura bună, Leonardo. Nu. Un pic, așa, un pic. E cam tare. Exact. Ia. Oi, unde e la picioare? Piciorul ăla mai larg, nu-i place așa. Așa nu-i place. N-ai gust, că nu-i sărat. Lui îi place sărătura. Ca patroana. Mai bine îl vin. Hai, dar vă țin. Da. Vă să mai avem puțin. Dar vedeți că arată frumos. Bunica, unde e Alex? Alex e în casă, Leonardo. În care casă? În care, cum vreau din ele? Să mi-a adus și mie Piu Piu în casă. A, ăla. Pistolul, da? Mhm. Acolo la taie. Bravo, hai, să termin cu mâncarea și vin. Să mi-l aduc la taie. La aduc, l-aduc. Acum să toc și verdeață.
eu acum. Bucățile să le mici care nu le-am mâncat eu în ardu, le mănânc eu. E tot timpul spăl vase, dar mai adun în grămadă. Păi le adun tot eu, le spăl. Nu e asta problema. Nu le pun aici, nu le spăl eu. Dar mă dărâi vase. Îmi fac mâncare, castroane multe, alea. Aici și pe vase. Îmi toc și pe viața. Aici avem un măraș cu leuștean. Miroase destul de bine. Trebuiau niște ardei de la roșu, de la uscate, la bun, da? Bravo, țelu! Da, da, ia să vedem ce gust are. Am pus un pic, da, auzi! Un pic de sare de lămâie am pus. E bună. Da! Auzi de trei ori! E a patra oară. Este foarte bună, dar așteptăm să mai scadă puțin. Să fie călită așa prăjită. Ar băga niște ardei de la verde. Dar mie că se face, uite și nu mai mănâncă copiii. Ce să pun de viață. Mai faci cu o mămăligă? Nu prea am așa, trebuie să fac o mămăliguță, da. Faci o mămăliguță? A, faci. O să spălă și pe cuciara. Dacă faci un pic de mămăligă, merge cu varza. Este când ea lașa să îngălpe nici ea, nu știu ce azi. De-o gălă mea. Preferată. Am făcut fidea cu lapte, mi-o fac ores cu lapte, fac o mălindă. Am câteva oale aici care ele le folosesc. Eu restul am în veci. Nu mă ingresc, m-am dus să scop în veci ca să le țin toate acestea să-mi curce. Am și eu câteva. Două oale mici, două oale mai de ciorniță, una mai potrivită, asta. Și alaltă cu capac, care a dus o patroană. Una e cumpărată, acum de ce? Nu vreau să au multe, multe aici să mă încurce. Grămadă, oale multe, să n-am unde să le pun. Să cadă dulapul. Nu știu ce am făcut cu sarea. Ba. Am pus și sare și să îngrezesc o puțin. Și până mai să face aici la mămăligă, hai să ieșim puțin la plimbare. Puțin prin curte, puțin prin grădină, așa zicem noi. Că dacă avem câteva fericele de vreș de roșii, avem grădină, ca să ne simțim bine. Îmi fac singură planuri, grădină, plimbare prin curte, tot ca să-mi revin. Lămurile mele arată bine, nu mai mă mir. Nu mă iau ață roșie. Trebuie să le fac cu o fundiță roșie. Acum m-am gândit. Am dat pe acolo bine cu soare, cu erbicid, s-a uscat. M-am gândit că dacă dau și iar vine ploaia, am mai stropit așa, dar n-a plouat ca lumea să mi-l spele. Cu pompița aceea mică. Vede acolo, uitați că acolo e pompa aia. Nu avem pompuri aia care să ține în spate, cum se dă la vii. Aia micuță. E suficient și aia. Să vă arăt și o grătina mea cum îi merge. Dar vă rog să nu vă mirați. Să nu vă mirați ea. O să mai punem pământ. O să vedem noi ce facem cu ele. Eu mă bucur de ele. Nu prea mai făcut nimic așa prin curte. Măturic atât. În rest. Usturoiul meu. Știu că am văzut că mi-a spus că nu trebuia spălat. Trebuia să-l las așa. Eu l-am spălat din amol, i-am mai luat și din rădăcinile astea cu farfeca, dar nu trebuia.
Țeava stă liniștită. Ia. Cine clonsonează la poartă? Ia. Cine credeți că mai e? E frumos acum dacă ar ține așa să nu mai vin în ploaie, să întunece iar. Și așa că începusem cu filmarea și am oprit un pic. Și acum am revenit iar. Ce vă calcula că din bucătarul pe aici trebuie o bucățică de furtun pentru idofon. Își face la canalizare, acolo bagă prin fundațiile, acum. Așa trebuie rostul făcut, la început calculat. Unde sunteți? Copii! Neamișu! Unde sunteți? Ce? Te-ai arăt? Ce? Plecă? Pe unde plecă? Închide garajul ăla! Era bucătarul sudat, a dispărut. Bine că am văzut eu acolo întâi ce îi trebuia. Îi trebuia o bucățică de furtunaș. Și el ne ajută pe noi dacă am nevoie de ceva. Îmi trebuie, de fapt, o cheie, ceva și nu am un baros, ceva. Mă duc și eu. Așa trebuie să ne mai ajutăm unii de alții. Veni căldura, prieteni, trebuie să stau și la mânecă scurtă. Le ajut tot. A venit căldura. Am mai stat așa cum era de coare. Și după cum am zis, să facem o măliga. Dăm mâncare aici la ăsta care fierbe mai încet pe el. Și o facem aici. Facem un pic de mămăliguță din una. Vă și cu varză. Unde e Leonardo? Înăuntru? Pe zi că plec arăs cu bucătarul. Mă și sperie. Lăsăm varza încet, așa, până punem masa. Să faci acum o mămăliguță și mâncăm. Ce crezi că mâncăm? Facem. Facem mâncare, mâncăm, mâine tot la fel. Să dea Dumnezeu să fim bine, să facem mâncare, să mâncăm. Sica aici, acum a venit. Sica, salută prietenii. A, bună, bună. Nu era la chel. Văd aici, pe șticul aici, pe pat, pe 1000 de euro. Cine va? La noi, nu știu, la telefon. La contar. Să punem și de viață, e gata. Stai un pic și o mămăligă, nu-ți fac. Nu, nu-ți fac.
așa că e în curcătură cu mama. E în curcătură. Nu e simplu, de duș, de rezolvat problema aceea. E în curcătură. E în curcătură. Și nici bani nu sunt, să te duci să umbli unde vrei, să te duci cu ea, să o vii, să o duci. Să o lăsăm cu o mălică așa, e bună, așa la tăia. Am făcut-o ca așa, pentru că să mai răcește, să-mi tăresc ea. Plin, hai să vedeți cum arată varza acum. Arată bine, nu mai rău să mă îmblăb cu lingura. E destul de frumoasă și gustoasă. Aici avem și mămăliguța și așa. Acum punem asta. Vine și ursul cu copiii acum. Pregătim, nu mai aștept să mai vină. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă tuturor. Pa, pa!